prezentă la evenimentul organizat de către Federația Română de Scrimă și partenerii săi, vicecampioana olimpică de la Tokyo, Ana Maria Popescu, și-a anunțat susținerea pentru un superb proiect, construirea unei noi săli de scrimă în București. Ce a fost mai greu? Recuperarea după operație sau să câștige această medalie de argint la Tokyo? Cu siguranță recuperarea și tot acest proces până am ajuns acolo, să câștig medalia a fost, cred că, cel mai simplu. Pentru că îi și spuneam la un moment dat, mulți mi-au transmis ulterior, că s-au auzit și pe cameră, îi spuneam domnului antrenor Dan Podeanu, ce ușoară este scrima când faci ce trebuie. Și tot chinul acela m-a dus în punctul în care am putut să fac ce trebuie pe planșă în ziua în care a trebuit. Majoritatea sportivilor care au participat la Jocurile Olimpice sunt în vacanță. Tu ești în continuare plină de energie. Mă bucur într-un mod activ de vacanță, dacă vreți. Se întâmplă atâtea evenimente, atâtea meciuri, atâtea competiții la alte sporturi. Niciodată nu am putut să mă rup total, să pierd contactul. Nu vreau să fac acest lucru și dacă tot nu aveam o vacanță planificată, am zis că e de bun augur să merg să mă inspir de la alți sportivi. În cât timp crezi că se va pune la punct și se va realiza acest proiect minunat cu o nouă sală de scrimă în București? Nu avem încă un termen, suntem la stadiu de discuții, dar cu siguranță ne dorim să se întâmple cât mai repede, pentru că avem nevoie cu adevărat, dar așa cum se întâmplă și în cariera sportivă, da, nu poți să arzi etapele, o să vedem ce e de făcut cu punct și virgulă, trebuie să ne întâlnim cu toții și să vedem viziunea fiecăruia asupra acestui proiect, care a devenit brusc cel mai ambițios proiect al meu, personal. O să-i tratez totul cât de personal se poate și sper ca cei mici în curând să se bucure de o nouă sală. În Japonia, spadasina în vârstă de 36 de ani l-a avut alături pe tehnicianul Radu Podeanu, cel care și-a lăsat deoparte proiectele de la Craiova pentru a o sprijini pe Ana în drumul său spre un nou podium olimpic. Vă dați seama că a fost o experiență deosebită. Îmi doresc ca toți antrenorii din România să aibă această experiență pe care am avut-o și eu. Mă bucur foarte mult că am putut să fac parte din echipa aceasta care a ajutat la obținerea acestei medalii. Care a fost cel mai dificil moment al vostru la Tokyo? Cred că cel mai dificil moment a fost primul asalt. Primul asalt a fost cel mai greu asalt din acea competiție, așa mi s-a părut mie, bănuiesc că și ei s-a părut la fel, dar după ce a trecut de prima eliminare și restul a venit de la sine. Ana Maria Popescu privește cu încredere spre viitor, dar nu le-a uitat pe colegele de echipă, alături de care a câștigat pe 11 august 2016 medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio. Dimineața chiar le-am scris colegelor mele, sper că sunt bine acolo unde sunt, că sunt fericite, că zâmbesc și că se gândesc la nostalgie, la momentele în care ne-a fost bine, dar și la momentele în care nu am fost noi chiar atât de zâmbitoare. Toate acestea ne-au dus în punctul în care putem să ne bucurăm că am scris o pagină de istorie a sportului românesc până la urmă și cred că nu este puțin lucru. Fetelor, vă pup și să știți că da, în continuare mi-este ciudă pe faptul că n-am putut să mergem împreună la Tokyo, dar asta nu înseamnă că nu vă îmbrățișez pe toate. Să vă fie bine! Forța Steaua! Chiar dacă majoritatea sportivilor români prezenți la Tokyo se află în vacanță, sportiva de la clubul Steaua se gândește deja la următoarea mare competiție la care va lua startul, Campionatul European din Bulgaria, din toamna acestui an.